numărul 2 trebuia să fie al treilea, dar știm bine, a fost o problemă legată de meciul de Novski, Vieira Toto și Osei Bonsu în apărare, la mijloc Rota și delegatul de meci Vitalie Onica. Dacă nu mă înșel, cu Milsami, apoi meciul cu Florești, știm bine povestea din motive că există restanțe financiare, restanțe salariale la jucători. Aceștia au boicotat partida și nu s-au prezentat să joace meciul care trebuia televizat vineri seară pe terenul campioanei antitri Petrocub. Din moment dat rezultatele, deocamdată să vedem centrarea din dreapta înaltă. Resping acolo prin unul dintre jucătorii de culoare nou aduși la Spartanii Sportul oaspeții. Faza continuă, șut din lateral, dar Poraspol. Și până la urmă ați văzut, șutul i-a aparținut purtătorului tricoului Spartanii Sportul. Replică bună a acestei echipe încropite parcă peste noapte a celor din raionul Cimișlia. Centrare, ocazie! O primă șansă acolo, nu știu cum a ajuns central. Marketing a fotbalului moldovenesc, Superliga, campionatul de top. Minge în adâncime, depășit acolo, Sosnovski, am impresia, în centru, o vulnerabilitate a apărării. Iureștin centrează, o minge care nu-i respinsă, șutul lui Iade. Până la urmă reușește Vârlan intervenția salvatoare. Iese ceva, o acțiune acolo, Iureștin a fost scos din joc. Centrare la marginea careului, încă o fază spectaculoasă, Spartanii Sportul poate șuta la poartă și așa se întâmplă. Extra o... Buiucani de la Sheriff Tiraspol. Îmi place, m-a plecat între timp, nu mai este, la Dumitru Telernic, portarul. Mai este moldovean în lot Mihail Ghecev, care nu este inclus astăzi în raportul de joc. Vadim Paireli, de asemenea neconvocat, și Danilo Forov, un mijlocaș care sincer să fiu, place un joc curat. Eugeniu Sidorenko încearcă să accelereze din banda stângă. Sidorenko trage la poartă destul de periculos. O pasă în adâncime, balon respins greșit și gol! Alah! Raiu Balah reușește să deschidă scorul după o gravă. Revedem această fază. E o eroare neforțată a fundașilor. Manu Bonsu din partea stângă, Bonsu aproape că trimite centrare, perfect îl găsește acolo pe marocan, iar acesta lobează în poarta lui Vârlan. 1-0 și Șerif deschide scorul înainte de pauză, un gol psihologic. Vineri și sâmbătă au fost, scuzați. Iscra, FCM Ungheni 1-1, Speranța Drochia Stăuceni 4-2 și Olimp Comrat Victoria Bardari 0-4. Două echipe din Comrat, Univers și Olimp, radio și de televiziune. Să urmărim această acțiune cu Sidorenko, șutul său din marginea careului. Nu este însă prea, și cu Naționala de Fotbal pe plajă la Chișinău, în acel turneu 4-3 care a condus la calificarea echipei noastre în European Beach Soccer League superfinala. Ocazie, offside. Minge lungă, Opong. Driblingul lui Opong, intră acesta în careu, încearcă să găsească unghiul pentru șut. Pasează la marginea careului, șut periculos, mare șansă de egal. Benoît Tara, foarte bună cursa, excelentă și pasa pentru un Becheri care pătrunde în careu, apără însă portarul Vârlan. Intenționat se duce către jucătorul aflat în alergare. În fine, se termină meciul, avem arbitri, avem comisie de arbitri care știe mai bine să judece această fază, totuși Șerif câștigă meritat prin golul marcat.